Miniștrii au aprobat avizul Ministerului Finanțelor cu privire la micșorarea cotei TVA pentru fermieri de la 20 la 8%. Se propune pentru aprobare avizul la proiectul de lege pentru modificare și completare codului fiscal. De fapt, este inițiativa unui grup de deputați de a reintroduce cota de 8% la produsele agricole și noi cu proiectările de rigoare propunem să susținem acest aviz. Rezultatul unor eforturi conjugate de consultări cu colegii din Parlament și cu asociațiile de fermieri, așa că și eu cred că e o idee bună să susținem acest aviz al guvernului. Guvernul susține revenirea la cota de 8% TVA aplicată la producția din fitotehnie, horticultură și producția din zootehnie în formă naturală, masă vie și sacrificată, produsă și livrată pe teritoriul țării. Prin aceeași decizie, guvernul a susținut și revenirea la cota de 8% TVA pentru zahăr.